mulțumesc că v-ați făcut timp să mai discutăm despre problemele de, legate de Consiliul Local. Dorim să facem o conferință presă scurtă din punctul nostru de vedere. Doar să prezentăm câteva aspecte pe care le considerăm cele mai importante, cele mai relevante, discutate, aprobate în Consiliul Local. Astăzi s-a aprobat nu de către noi, ci de către majoritatea PSD plus domnul Sorin Olariu, taxa de salubritate pentru persoane juridice. Considerăm că metoda aplicată în sensul că se pune taxă pe metru pătrat, pe salariat sau pe scaunul de la restaurant, nu este o metodă corectă. Am exprimat acest lucru în Consiliul Local și am spus că, în alternativă, ne doream un sistem de taxare proporțional cu cantitatea deșeuri generată de către fiecare agent economic sau, să zicem, societate. Am votat împotrivă faptul că un magazin, o societate comercială, are vânzare sau nu are vânzare, funcționează sau nu funcționează, dacă ai salariață, dacă ai, să zicem, suprafețe, atunci ești obligat la plata acestor taxe. Modul de, să zicem, calcul prezentat de domnul Gică Zanet, iarăși îl considerăm greșit, pentru că a făcut o comparație cu anul 2018, în care a zis, uitați câți bani cheltuim noi cu transportul și depozitarea deșeului la Iași și cam câți bani ne-ar trebui ca să acoperim aceste cheltuieli. Repet, ce am spus de foarte multe ori, nu se reciclează la Fașcani, nu se face colectare selectivă, de aceea avem foarte mari cantități de gunoi transportate și depozitate la Iași, de aceea avem foarte multe cheltuieli cu aceste deșeuri. Deci, raționamentul de la care a plecat domnul Gică Zanet, din punctul nostru de vedere, este greșit. Ce a mai fost important astăzi în ședința de Consiliu Local? Proiectul de la piață. La piața din Vale, în piața din Vale se va realiza un proiect mare, o hală de 1000 de metri pătrați, în care vom avea tonete pentru agricultori, plus alte spații comerciale sau administrative. Se vor reabilita și clădirile existente astăzi din piața din Vale. Este un lucru bun. Noi l-am solicitat, cred că de 3 ani de zile, chiar și în campania electorală trecută, am zis, domnule, la piață nu avem un proiect. Ne-au păcălit vreo câțiva ani de zile că este proiectul, până la urmă, proiectul ăla era de vreo 10 ani și expirat, cred că, dacă o stăm să o gândim legal. Deci, astăzi a venit cu un proiect. Sumele sunt foarte mari. Într-adevăr, n-am putut să nu observăm că la proiectare sunt aproape 400.000 de lei, 388. Da? Deci 400.000 de lei pentru proiectare mi se pare mult. Într-adevăr, este un studiu de fezabilitate, sunt prime calcule făcute. Pe total ar fi 10 milioane proiectul. Eu cred că se va ajunge la mai puțin. Dar trebuie să gândim că astăzi bugetul pieții este de 1.300.000. Iar dacă tu ai 1.300.000 în buzunar și vrei să-ți faci o chestie de, nu zic de 10 milioane, dar zic așa, de 6-7 milioane, e un pic cam mult. Eu sper să reușească, sper ca actuala administrație să găsească și alte surse de finanțare în afară de bugetul local, nu știu, să meargă pe undeva, să mai găsească alți bănuți, pentru că suma este mare și nu o fi 10, dar sigur vor fi 6-7. Mai sunt și alte proiecte pe ordinea de zi. S-a hotărât repararea acoperișului de la sala de sport de la Liceul Mihail Sadoveanu. S-a hotărât construirea unui grup sanitar în parcul municipal. Și cam atâta. Este și proiectul domnului Olariu, prin care se înființează un centru de local de colectare a sângelui în municipiul Pașcani. Mie mi se pare o idee bună, chiar dacă domnul Olariu în ultima vreme mă atacă personal
de foarte multe ori, atât în Consiliul Local, cât și în conferințe de presă sau pe la televiziune, chiar dacă sunt subiecte de discuții și de atacuri, consider că ideea domnului Olariu este o idee bună. Noi, consilierii liberali, am votat pentru acest subiect și, iarăși, dorim succes. Cam atât am avut eu de prezentat. Nu sunt toate subiectele elaborate de mine, dar care le-am considerat că sunt cele mai importante. Dacă sunt întrebări din partea dumneavoastră, ce ați discutat cu domnul viceprimar la întâlnirea care ați avut-o cu privire la proiectul Lapte și Corp? Doamna viceprimar, ce angajament v-ați luat? Nu mi-am luat niciun angajament. M-a chemat să-mi aducă la cunoștință situația pe acest subiect. Mi-a prezentat o mapă cu documente. Mi-a spus punctul domniei sale de vedere. Eu i-am exprimat și eu un punct de vedere pe moment atunci. Da? Nu am promis nimica, nu am făcut o înțelegere în care am zis, da, domnule, de la noi vom vota așa sau nu vom vota așa. De ce n-am făcut această înțelegere? Pentru că noi, în grupul liberal, avem o cutumă, o convenție între noi. Nu se iau hotărâri de unul singur. Noi tot timpul ne întâlnim cu o zi, două, înainte de Consiliul Local și votăm între noi cum mergem cu votul în Consiliul Local. Deci nu aveam cum să fac o promisiune pentru că nu îmi permite regula proprie din interiorul partidului. Noi ne consultăm tot timpul, ceea ce am și făcut. După ce m-am întâlnit cu doamna director, după ce am studiat doamna viceprimar, după ce am studiat mapa, am început să dau telefoane. Chiar a doua zi, sâmbătă, m-am întâlnit la Iași la o întâlnire de partid cu alți primari liberali, cu consilieri județeni liberali, i-am întrebat cum au făcut ei, care este punctul lor de vedere, după care ne-am întors la Pașcani și în momentul în care am avut acea ședință internă referitoare la subiectele de pe ordinea de zi, am luat o hotărâre pe care ați văzut-o dumneavoastră. Am votat pentru asumarea acestui demers. Printre documentele pe care le-ați studiat, exista și ați identificat și acea adresă pe care compartimentul de achiziție a făcut-o către domnul primar în luna octombrie, în care sugera ce anume ar trebui să facă administrația locală, mai exact, să atace în contencios administrativ hotărârea Consiliului Județean prin care au fost alocate sumele de bani, pentru că nu putea Consiliul Local să demareze programul? Adresa specifică nu era acolo, nu cred că era la mapă, dar vă pot spune că nici eu n-am fost mulțumit de modul în care Consiliul Județean a înțeles să abordeze problema. De aia a fost o poziție de revoltă din partea mea, pentru că Consiliul Județean în luna septembrie anul trecut a spus așa: hotărâri de Consiliul Local. De mâine, județean. De mâine, UAT-urile de județ vor da cornul și laptele. Adică ei au hotărât că ne pun nouă saci în spate. N-a fost o hotărâre de Consiliul Local care să spună, domnule, noi dăm posibilitatea UAT-urilor să preia această sarcină și noi putem să o delegăm având un cadru legal. Deci ei au zis, domnule, de mâine vă ocupați voi. Ei, lucrul ăsta nu se poate. Eu l-am spus și atunci. Domnule, dar n-are cum să vină Consiliul Local să-ți impună treaba asta. Poate să județean. Mă scuzați. Consiliul Județean poate să îți dea posibilitatea să alegi. De aceea, astăzi, după atâtea luni de zile, avem un proiect pe ordinea de zi în care spunem, domnule, vă asumați responsabilitatea sau nu vă asumați responsabilitatea. Asta este modul de colaborare normal. Ceea ce s-a întâmplat în septembrie anul trecut este un abuz. Și iarăși, acea hotărâre de Consiliul Județean luată după ce a început anul școlar. Adică ei nu s-au gândit că urmează să înceapă anul școlar. Da, referitor la proiectul de la piață, ați spus că a fost depășită suma prevăzută pentru proiectare. Domnul primar, intervenția pe care a avut-o în ședința de Consiliul Local astăzi, a spus pe tema mai multor obiective de investiții care au fost pe ordinea de zi, că valorile sunt date de proiectanți. Astăzi, în fața dumneavoastră, trebuia să fie proiectantul care a realizat proiectul pentru piața din Vale, după cum vi s-a spus la Comisia Economică. Știți cum e? Deci, domnul primar probabil se așteaptă ca aici, pe masa Consiliului Local... Întrebarea mea era următoarea. De ce l-ați întrebat de lipsa dumnealui? Că ați invocat la Comisia Economică că nu ați primit proiectul, l-ați primit în ziua respectivă, l-ați studiat pe masă, aici, pe care, mai departe, n-ați mai avut nevoie de clarificări? Eu n-am avut nevoie de clarificări. Eu am fost curios să văd cum arată proiectul, pentru că de la mapă ai o schiță. Deci ai o schiță în
două dimensiuni, da? O planșă simplă acolo. A venit domnul Perțu cu proiectul și am fost foarte curios să văd, domnule, dar eu ce votez acolo? Cum arată clădirea aia? Cum e poziționată? Pe unde se intră, pe unde se iese? Ce înseamnă una, ce înseamnă alta? Eu, de exemplu, sunt foarte interesat de metoda aleasă pentru acoperiș. Pentru că eu cred că acoperișurile astea plane cu pantă 2% nu sunt corecte pentru, să zicem, clima zonală. Pentru că noi aici avem multă zăpadă, e posibil să ai multă zăpadă și cred că un acoperiș trainic ar trebui să fie un acoperiș clasic, da? Unde zăpada și apa să plece foarte repede, fără să faci un acoperiș plat, pantă 2%. Deci eu, tehnic, așa, ca om care a mai construit ceva în viața mea, am vrut să văd. Da? Am vrut să văd cum arată învelitoare, am vrut să văd cum arată distanțele dintre tonete, da? Pentru că tu ești comerciant și în momentul în care ești comerciant acolo, vinzi niște produse. Problema se pune unde mai ai un pic de stoc, da? Să te duci după produse dacă le-ai vândut. Fluxul de aprovizionare pentru comercianți este același cu fluxul de intrare pentru clienți. Sunt circuite separate. Eu am fost curios să văd tehnic ce se întâmplă acolo. Am întrebat, mi s-a arătat proiectul, asta este. Am mai spus că mi se pare foarte scump. Da? Foarte scump, în sensul că la proiectare sunt aproape 400.000 de lei. Ce vrea domnul primar? Să tac din gură și să spun, domne, nu spuneți nimica, că dacă spuneți ceva, ce? Nu. Avem alte păreri. Dacă deci... dumneavoastră că își atinge obiectivul, această investiție, după cum este proiectat acum, aveți idee cum a fost gândită strategia? Eu vă dau un exemplu. Dacă aș fi administratorul pieții, a spus că în ultimii ani, au plecat foarte mulți agenți economici din piața din Valea. Sigur că au plecat de acolo, pentru că la debandada care există în piață, n-ai cum să reziști din punct de vedere economic, pentru că cel puțin n-ai loc de parcare. Clienții care vin la piață în Vale, cum și clienții care vin la piață în Deal, nu au loc de parcare. Și atunci opțiunea omului de a cumpăra ceva, zice așa, dom'le, m-aș duce în piață în Vale să cumpăr ceva de acolo. Că sunt multe sortimente și sunt mulți comercianți care oferă treaba. Dar n-am unde să parchez. Că dacă parchez pe stradă, mă amendează. Parcarea e plină cu tot felul de comercianți care vând din dubă. Și atunci am zis, n-am unde să mă duc. Nici în Deal n-am loc de parcare, dar bun. Hai la Kaufland. Hai la Lidl. Hai la cei comercianți care oferă posibilitatea să parchez. Comerț corect, elegant, european. Fără să te înghesui, fără să te împingă cineva. Ei, lucrul ăsta nu se întâmplă la piață în Vale, dar nu se întâmplă de ieri. Nu se întâmplă de ani de zile. Că se face o hală acolo, cum poți să fii împotrivă? Că se amenajează ceva acolo, n-ai cum să fii împotrivă. Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim 100% de acord cu soluția impusă de domnul impus. Sugerată, ca să fim corecți, de domnul primar. Eu, dacă aș fi în locul domnului primar, aș spune, domnule, hai să facem o chestie acolo, un pic mai mică pe dimensiuni, pentru că, din punctul meu de vedere, nici distanțele dintre clădirile actuale și viitoarea clădirii nu sunt în regulă. Să ajunge la un moment dat la o distanță de 4 metri. Asta înseamnă că pe 4 metri tu nu mai ai trafic de persoane, pentru că deja e un fel de dos. Da? Și acei comercianți care sunt pe latura dinspre stadion nu vor avea trafic de persoane prin față. Asta înseamnă că nu vor avea vânzări. Deci, aș fi făcut un pic mai mic, l-aș fi făcut un pic mai, să zicem, fără multe clădiri administrative acolo. Și dacă eu am 1.300.000 în cont, aș spune, domnule, fă-mi ceva care să mă încadrez, să pot să o plătesc, să pot să o fac, să mă apuc de ea acum. Eu știu, în toamnă. Cu doar ce s-a votat proiectul? Cum să n-ai? Dar cum să nu votez? Deci, care a fost doar o singură dezbatere, un anunț pus pe site-ul primăriei, nu a fost o discuție cu agenții economici, nu a fost o discuție în teren pentru a se identifica nevoile, ce fel de comerț se în piață. Corect. Pentru că acei agenți economici care au generat profitul administrației piețelor până acum, nu au fost băgați în seamă. Deci ei trebuiau să vină acolo și să spună, domnule, cam asta gândim, cam asta credem că e bine, cam asta gândim că e rău. Mai mult decât atât, după ce vii cu o, să zicem, schiță inițială, te duci la răz, domnule, dar așa ar fi bine. Dacă nu faci treaba asta, vei avea necaz. O să vedeți dumneavoastră ce subiecte vor fi și ce nemulțumiri vor fi din piața din Vale când vor afla că nu mai au loc pe acolo sau că trebuie să plece. Sau... Este opțiunea domnului primar, are puterea să o facă, are majoritate în Consiliul Local, așa a gândit-o,
Noi am zis așa, pentru oportunitate, decât ceea ce este acum, orice variantă este mai bună. Hala mică, că e mare, las-o fac. Bine că a propus. Eu îi doresc succes și să vedem și noi că se realizează ceva acolo. O ultimă întrebare pentru domnul Bodașcu. La Comisia de Urbanism ați avut o discuție mai aprinsă cu domnul Sorin Olariu. S-au spus multe. Care e concluzia? Acele subiecte de care s-a discutat. Ocuparea terenurilor de pe domeniul public. Subiectul înființării unei comisii sau mai știu eu ce. Cum se va sugerat să preia aici sugestie și pentru înființarea unei noi comisii? Eu așa cum mi-am explicat un punct de vedere în cadrul comisiei și am spus că nu e atributul comisiei să facă ordine pe domeniul public. Domnul Sorin Olariu a avut o altă opțiune. Da? Și atunci am zis, domnule, pentru ședința viitoare, te rog să fii raportor pe acest subiect și să vii să prezinți o altă opțiune a ta pe acest subiect. Da? Să vii să spui, domnule, asta ar trebui să facă Comisia de Urbanism. Ca să facă, să pună în legalitate, să rezolve situația. Domnia sa a preferat să-și dea demisia. Că așa face, da? A fugit de răspundere, a fugit de muncă, da? A fugit de muncă. Dacă vii și acuzi că cineva nu a făcut ceva, trebuia să vii să spui, domnule, așa se face. I-am dat această posibilitate. Domnia sa a dat demisia și a plecat. Sau, nu știu, încă n-am primit demisia. Așa am înțeles. Unde este buna credință domniei sale? Noi discutam doar de soluție. A rămas o idee? Nu a rămas nicio idee. Nu a rămas nicio idee. Pentru că eu, personal, mi-am spus punctul de vedere, nu cred că avem soluții. Noi, Comisia de Urbanism, nu putem să dăm o soluție. Cei ce pot da o soluție sunt cei din aparatul de specialitate și în speță primar. Dacă domnia sa, el a venit cu ideea să înființeze o comisie. O comisie peste o comisie care a mai fost. I-am sugerat să vină să facă un proiect de hotărâre să înființeze. În completarea celor arătate de colegii mei, vreau să mă refer la astea două subiecte. În primul rând, la subiectul cu investiția din Piața Valei. Rațiunea noastră pentru a vota acest proiect a fost și pentru faptul că cei care își desfășoară activitatea acolo nu au condiții omenești, dacă vreți să le numim așa, în sensul că stau pe timpul iernii, în frig, mărfurile se degradează și ca o concluzie la tot ce am constatat noi este faptul că primăria municipiului Pașcani pierde bani. Pierde foarte mulți bani pentru că foarte mulți agenți economici și în special producători agricoli au abandonat efectiv Pașcaniu și pleacă în alte piețe. I-am găsit în piață la Piatra Neamț, i-am găsit în piață la Târgu Neamț, i-am găsit la Suceava, i-am găsit la Câmpul Lung, i-am găsit chiar și în Iași, unde au condiții, unde s-au investit la timp și noi facem treaba asta cu târziere extraordinar de mare. Am rămas cu ultimii oameni din zona Moldovei care, într-un târziu, ne-am trezit și noi să facem asemenea investiții. Eu cred că dacă se realizează, este un lucru bun. Proiectul, din câte am înțeles eu, dar și domnul Petilei a verificat, mai poate fi modificat, poate fi îmbunătățit, sigur că da, pentru a corespunde necesităților locuitorilor și utilizatorilor celor două piețe. Al doilea problemă care vrea să o ridic așa, să o aduc la cunoștință, să o avem în vedere, cine lipsește nou din aceste piețe este curățenia. Astăzi suntem în situația când cele două piețe se află într-o stare de degradare continuă. Nu numai din punct de vedere a faptului că nu s-au investit, nu s-au făcut nimic, absolut nimic. Deci există o mare delăsare din partea celor care ar trebui să se ocupe de curățarea și măcar să facă un pic de ordine și să facă curățenii. Nu mai spunem că astăzi noi funcționăm cu cele două piețe fără aviz DSB, fără DSP, fără ISU și așa mai departe. Oamenii sunt îngrijorați, sunt hăituiți, fugăriți într-o parte în alta. Că o să facem, că o să dregem. Eu ce să zic? Dacă am votat proiectul ăsta, Doamne ajută, sperăm să se miște lucrurile și să ajungem și noi într-o normalitate. Am trei întrebări. Cu gămintea să aveți răbdarea cuvenită și poate chiar mă clarificați pe subiectul preambulului mare pe care l-am discutat până acum, pentru a-l închide, dacă se poate. Ați prezentat
a fost prezentat un extras de carte funciară, da, în legătură cu spațiul de la magazinul pe care îl aveți în, în zona Vale. Despre ce este vorba? Ce reprezintă acel extras de carte funciară? Da. Deci, mi-am adus aminte ieri dimineață că anul trecut, cred că sau acum 2 ani de zile, a venit cineva în zona Vale să măsoare terenuri, clădiri în zona marketului meu de acolo, da? Și mi-a spus, m-au sunat și m-au întrebat acolo, domnule, dar dumneata ai făcut cereri de concesiune, nu? Și am zis că da, am făcut cereri de concesiune, dar păi, știți, uitați, noi avem contract cu primăria și vrem să facem aici, să măsurători, să... Păi mă bucur că și așa e o problemă care nu s-a rezolvat într-un fel sau un altul. Uitați, m-a întrebat, dar cum vreți dumneavoastră parcare? Dar cum vreți? Da, dar eu nici nu m-am gândit cumva să, cum vreau. Da, uitați, aici este accesul prin spate, aici e accesul prin față. Deci eu, dacă am aici măcar o bucățică, da, sunt foarte mulțumit. Am spus, bine, bun, haideți că noi ne facem treabă. Ce-ți vă treabă? Ce puteam să-l fac eu? Că nu puteam să-i opresc cu nimic, deci nu aveam un intenție. Am plecat. Ei au măsurat ce au măsurat, ieri m-am adus aminte. Hai, dar oare oamenii aia contractați de primărie, firmă de la Galați, din câte mi-aduc aminte, ce au făcut acolo? Și am zis, domnule, ia să vedem noi, au făcut ceva, am venit la, ieri dimineață, la compartimentul de patrimoniu și l-a rugat pe domnul Petri, domnul Petri, da, puteți să-mi dați și mie un extras de carte funciară de acolo? Domnule, trebuie să faci cereri. Dar, domnule, ce se întâmplă cu cererea? O ducem la primar, pune cererea, problemă, dar eu mă duc să fac un cont pe ANCPI. Am făcut un cont pe ANCPI, am plătit 20 de lei și am scos extrasul de carte funciară. M-am uitat pe extrasul de carte funciară, care l-am și aici, mă așteptam la întrebare în partea dumneavoastră, și în extrasul de carte funciară spune că clădirea, da, ocupă 306 metri pătrați. Eu am în concesiune 300 de metri pătrați. Deci, acolo este o diferență de 6 metri pătrați. Aceea este marea, să zicem, ilegalitate pe care atât dumneavoastră, cât și domnul Sorin Olariu, sau alții, să zicem așa, o considerați că se face pe acel subiect. Da? Deci nu vorbim de celelalte. Pe acel subiect sunt 6 metri pătrați. Dacă dumneavoastră considerați că problemele orașului sunt în cei 6 metri pătrați, sau că eu fac mari ilegalități, este problema dumneavoastră, aveți dreptul să vă exprimați cum doriți dumneavoastră. Eu, din punctul meu de vedere, eu sunt împăcat și liniștit pentru că nu sunt nici golan, nici maker și nici nu fac ilegalități. Și apropo de ilegalități, ele trebuie definite. Când cineva spune că ai făcut un lucru ilegal, cineva trebuie să zică, dom'le, am un proces verbal, am o instanță, am un control la unei entități care spune că faci ceva ilegal. Deci arunca cuvinte așa. Bun, știți prea bine că există un proces verbal, trei de altfel, pe care l-ați primit. Și acolo explică foarte clar că terenurile, așa cum s-a făcut constatarea la momentul respectiv, sunt ocupate în mod abuziv, scrie acolo, în procesele respective verbale. Dar, extrasul la știți care... că n-am contestat niciodată treaba aia? Am înțeles. Știți de ce n-am contestat-o? Pentru că ei, când au venit în 2013, au constatat că eu, în spatele magazinului, aveam niște paleți de lemn. În 2010, aveți dreptate. Aveam niște paleți de lemn și aveam două containere de la Vrancart în care depozitam carton. Pentru că știți că eu sunt preocupat de reciclare. Și ei au considerat că acele două containere înseamnă ocupare de domeniul public. Eu nu l-am contestat acel proces verbal. Și ce am făcut imediat? Am luat acele cartoane și am luat acei paleți care erau acolo și au dispărut. Deci din momentul ăla au dispărut. Eu nu am alte construcții definitive acolo, pe subiectul ăla, care să încurce pe cineva. Referitor la extrasul de carte funciară, în măsurătoarea făcută este inclusă și construcția care a fost adăugată, acea intrare în magazin? Nu știu să vă explic. Eu vă dau extrasul de carte funciară și să vedeți că aici nu reiese dacă este sau dacă nu este. Dar vă pot spune că, conform legii 350, scările de acces nu sunt considerate suprafață construită. Deci, și dacă vreți... Cel mai probabil nu este cuprinsă în această măsurătoare. Eu vă dau actele, dacă vreți. Aveți, de fapt, poate și înțeles, nici eu n-am înțeles, dar n-am. Puteți să întrebați pe cei care au făcut acest extras de carte funciară, dacă i-au măsurat și scările de acces,
Sau n-au măsurat ce scările de acces. Și chiar vreau să lămuresc chestiunea asta, tocmai pentru a închide subiectul. Dumneavoastră aveți un contract de concesiune pentru 300 de metri pătrați. Da. Aveți o autorizație de construcție, apoi un proces verbal de recepție da. Pentru construcția respectivă, tot pentru 300 de metri pătrați. Plătiți de la momentul respectiv, din 2007, dacă nu greșesc, plătiți la finanțe pentru construcția care arată ca fiind de 300 metri pătrați, conform procesului verbal de recepție și așa mai departe. După care, ați făcut acea cale de acces în suprafața de 28 de metri pătrați, dacă măsurătoarele sunt corecte, da. Așa, care se înțelege că se adaugă la cele 300 construite deja și aflate în evidența finanțelor. Asta, deci, asta presupuneți dumneavoastră, eu nu pot să vă contrazic. 300 cu 28? Deci, alea 28, conform extrasului de carte funciare, nu există aia 28. Nu, asta este corpul C2, care sunt niște garaje, nu am nicio legătură. Deci de aia 28 nu apar. Nu știu să vă răspund. Deci eu v-am spus. Am înțeles. V-am spus. Din extrasul de carte funciară sunt 306 metri pătrați. În asta puteți să întrebați pe cei care au făcut cartea funciară, dar eu v-am explicat. Dacă căutați în legea 350, în legea amenajării teritoriului, calea de acces nu este considerată suprafață construită. Și dacă vreți, acum ne întoarcem și la subiectul 2. Din speța mea. Da? Numai puțin ca să clarific aici. Am înțeles până aici, pe jumătate să zic. Nu aveți un răspuns, am să-l caut în altă parte. Cum doriți în procesul verbal da. Apare pe lângă cei 28 de metri pătrați pentru cale de acces, mai apare acolo o suprafață de 100 de metri pătrați, ați pomenit mai corect, înainte da? De ea, parcare sau parcări sau ceva de genul ăsta. Bun, dumneavoastră spuneți că nu dețineți acea suprafață? Nu dețin acea suprafață. Am înțeles. Deci nu este a dumneavoastră, poate fi folosită de cine? Dar toată lumea o folosește, pentru că acolo se parchează de jur împrejur. Tot timpul s-a parcat de jur împrejur. Eu mă întreb asta pentru că din fotografii reiese că a fost turnată temelie, că a fost degajată, determinată în mod finit ca suprafață. Cum a fost determinată în mod finit? Păi apare temelie turnată de jur împrejur. Nu este temelie. Așa apare în fotografie. Am înțeles. Haideți să vă explic. Noi astăzi m-ați întrebat și vă explic. Da? Eu în momentul în care am construit marketul, acolo a fost un șantier. Când ai săpat și ai făcut o fundație, că acolo e o fundație de bloc, da? E clar că n-ai putut să tai cu lama sau cu laserul să-ți rămână terenul drept. Și atunci s-a săpat în unghi, da? În momentul în care eu am turnat fundațiile, am pus pământul înapoi, toată suprafața din jurul marketului era deteriorată. Nu era suprafața mea, este domeniul public și atunci eu, sincer, din banii mei, am cumpărat pavele și am pavelat tot, toată suprafața de lângă market, da? În momentul în care eu am pus pavele la marginea cu șoseaua, am pus o bordură, da? Pentru că nu poți să leși pavelele fără terminații. Dacă leși fără terminații, ele dispare. Azi dispare una, mâine dispare alta. Am pus bordură, iar în spate și pe lateral, unde am făcut iarăși trotuară, am pus borduri. Nu am nimic mai înalt decât o bordură acolo. Deci dacă noi astăzi considerați că acea fundație este bordura care ține marginea de la paveică, puteți să o considerați noi astăzi. Dar eu vă spun, n-am îngrădit niciodată, n-am făcut decât să pun pavele și borduri. Dacă cineva mă consideră că eu sunt vinovat că am amenajat și am făcut frumos acolo, poate să mă amendeze. Eu chiar aștept și eu pe cineva să vină să zică, domnul Pintulie, da, dar ai pus pavele aici, da, bun, uite, îți dăm amendă și ia-ți pavele și pleacă. Eu n-am, trebuie să mă conformez, am să iau pavele de acolo și să lăs mizeria care este. Ce era să fac? Față de clienții mei, că acolo, dacă eu am pretenția ca clienții mei să intre în magazin, nu pot să-i trec printre niște noroaie ca după aia să intre în magazin. Și am zis, domnule, cândva a fost parcare pe lateral și în spate. Bun. Din bun simț, trebuie să repar lucrurile. Eu le-am ridicat pentru că eu am avut un interes să fac un market. Bun. Le-am reparat. Uitați, arată mai bine ca înainte. Și am considerat că fac o treabă bună. Doar domnul întrebă pe acest subiect mai am. Și am terminat. Dar din 2010, de la constatare și până acum, n-ați contestat, n-ați spus nimic, v-ați asumat chiar, pentru că ați plătit și chiar în conferințele de presă, prin declarații, v-ați asumat chestiunea asta.
că dețineți și că iată, da, așa stau lucrurile. Pot să vă răspund? Vă rog. Deci, foarte simplu. În 2013 a fost o hotărâre de Consiliul Local care a spus, domnule, noi am constatat că voi ați greșit, da? Și eu am zis, da, domnule, am greșit. Uitați, am construit o scară de acces la un spațiu comercial care m-a autorizat primăria, am construit scara, a venit primăria după aia și a zis, domnule, dar la ta ai construit scara și nu plătești nimic pentru scara de dedesubt. Și domnule, așa am crezut, domnule, dacă mi-a dat spui că e așa, ok. Dar ați plătit și pentru terenul. Și pentru terenul și pentru tot. Mi-a zis, domnule, dacă voi credeți de la primărie că așa este, așa o fi. Hotărârea de Consiliu Local a fost în sensul în care, băi, oameni buni, plătiți pentru ceea ce folosiți acolo, da? Bun. Acum, eu n-am priceput că hotărârea de Consiliu Local face referire până în 2013. Adică, aparatul de specialitate de aici n-a gândit-o zi, domnule, hai să o gândim cumva, ea să aibă efect și pe viitor după 2013. Sau dacă a fost dată cum a fost dată cineva în 2014-2015, un funcționar, domnul primar, zică, domnule, dar sunt 30 de societăți pe lista aia care plătesc sau nu plătesc. Cineva nu trebuia să întrebe de aici, de la primărie, băi, oamenii ăia, 30, nu Pintilie. Pintilie e subiect de presă, că el îi face politică și asta este. Ok, îmi asum. Dar ceilalți, 30, plătesc sau nu plătesc? Nu facem ceva noi ca să recuperăm bănuțile acolo? Eu nu m-am gândit să mă gândesc în locul funcționarului și nici în locul primarului. Am primit decizii de la finanțe și totdeauna, cu mândrie în fața dumneavoastră, am spus, domnule, mie mi-a trimis să plătesc 2 lei, scrie aici taxă, ocupare, teren. Eu n-am stat să văd taxa aia dacă e 2 lei, dacă e 5 lei. Nici nu cred că era treaba mea. Mi-a trimis 5 lei de plată, am plătit 5 lei. Îmi trimitea 30, plăteam 30. Știți de ce? Ca să fie treaba bună, să nu mai zică cineva în emisiuni la televizor sau oponenți politici că face Pintilie ce face. Și am plătit. Și scot certificat fiscal că am zero datorii, și scot certificat fiscal că am zero datorii. Ce să fac eu? Să mă duc eu, dumneavoastră, când primiți, de exemplu, impozit pe apartament. Aveți de plată 70 de lei impozit pe apartament. Da. Stai tu și te gândești, bă, da, oare 70 de lei ai o fi corecți? Nu o fi 85 sau 65? Să mă duc eu la hotărâri, să calculez eu cotii, redevențe, nebunii? Nu, îți vine decizia, o plătești. Eu de-aia am venit în fața dumneavoastră și așa am spus, domnule, ceva nu e în regulă. Mă acuzați pe mine că aș fi făcut eu nu știu ce. Ce-am făcut eu? Mi-am recunoscut vina în primă fază, s-a dat o hotărâre de Consiliul de Acal, de acum, haideți să o rezolvăm. Nu pot, eu sunt din mediul privat, înțelegeți? Dacă eu știu când vine un client în magazin și îmi cumpără ceva, eu îl văd, el trece pe la casa de marcat și plătește prețul pe care l-am cerut eu. Cum pot eu după aia să mă duc la client și spun, doamne, dar nu ești de vină. Când ai plătit tot, când ai făcut aia, că trebuia să aprovizionezi, trebuia să iei factură, clientul e client. Tu plătești pe un lucru pe care ai afișat. Eu am avut o decizie de la finanțe, nici pe aia n-am contestat-o. Cât trebuie să dau? Atât. Am achitat și la revedere. Tot pe Mihai Eminescu mai apare procesul verbal tot, la o altă locație, 10 metri pătrați. Despre ce este vorba? Mai aveți magazinul ăla? Sau... Este un spațiu comercial unde am autorizație de construcție. Știți, acum stârnit de situația că Pintilie mare ilegalist și Pintilie blochează toate investițiile din Pașcani, am început să caut și eu. Și mi-am găsit autorizația de amenajare a acelui spațiu comercial din Uscător ce era el în spațiu comercial, da? Și am autorizație aici de la primărie din anul 2000, înțelegi, în care îmi spune că amenajare spațiu comercial cu ușă, acces și scări. Deci da? Aveți autorizație. Am autorizație. Contract pentru deținerea, ocuparea terenului aveți? Deci, în momentul în care au venit, uitați, autorizația în fața ușii să fac scări. Deci primăria îmi spune, domnule, tu poți să faci scări acolo. Dacă era să fie logic. Trebuia să spună, domnule, eu nu pot să-ți dau scările alea să le faci acolo până ce nu plătești. Eu așa cred că era normal. În interesul primăriei trebuia să spună, domnule, nu pot să te autorizez să construiești ceva fără să faci dovada terenului. Că așa funcționează lucrurile, nu? Acum, dacă mie mi-au dat un certificat și autorizații că pot face scări, eu nu am făcut scări. Ei au venit în 2010 și au zis că, hop, stai leacă, dar tu ai făcut scări aici? Da, păi da, știi terenul de desubt? Păi de ce nu spui că trebuie să plătesc pentru terenul de desubt? Terenul, o să aduceți că știți că e aici, pe de-aia de grijă, terenul suprafață de 27 metri pătrați, se află într-adevăr în municipiul Pașcani, este proprietatea primăriei municipiului Pașcani și se transmite în folosința cumpărătorului pentru durata extinției construcției. Ok.
Da, deși e simplu. Da, dar nu spune cum se transmite folosință. Păi, deci, odată ce nu spune... Repet, ca și, la din, ca și dincolo. Trebuia eu să mă duc să-mi fac treaba. Trebuia eu să mă duc să mă muncesc. Deci, eu consider că dacă mi s-a cerut ceva, eu am făcut. Acum, acolo chiar nu mă consider că sunt vinovat. Cum mai se rezolva cu calea de acces la magazinul de Mihai Ionescu? Cum se rezolvă calea de acces? Dar ce se fac la calea de acces? Păi este construită fără autorizație. Nu știu, calea de acces este prevăzută din proiect, nu? Deci nu este prevăzută în proiect. Deci eu am o intrare în magazin. Cum poate să fie un proiect fără niște scări? Da, eu am construit intrare, în... dar după aia s-a construit alături. Cei 28 de metri pătrați. Ascultați-mă un pic. Eu am construit un magazin cu demisol. Demisol înseamnă că ai un metru de la teren. Deci proiectul era cu demisol, că l-am construit. Deci erau niște scări în proiect. Cum să fie un proiect fără scări? Doar nu iau cu clienții și urc cu, cu ce? Cu... Deci mă refer la cei 28 de metri pătrați construit după. Eu v-am răspuns, cred. Am înțeles. Ultima întrebare, aici în zona de al? Aici, în zona de al, am recunoscut, am făcut o magazie în spatele magazinului meu, dar nu trebuie să dăm vina pe nimeni, eu mi-asum treaba aia. Au venit, au constatat, mi-au impus, mi-au trimis de decizii, am greșit înainte, n-am mai greșit după aia, nu mă consider vinovat acum, nu mă consider că fac ilegalități. Aștept din partea primăriei să-mi spună ce vrea, ce să plătesc și cum să plătesc. Și vă promit, cum nu am contestat până acum nimic, nici pe viitor nu voi contesta. Metoda prin care găsesc ei calea ca să, să mă facă să plătesc în sensul că să-mi trimit o decizie, sunt tot felul de soluții. Prin taxă, am descoperit că avem o taxă, de exemplu, pentru magazin. Am înțeles. Da. Deci dacă primăria spune, domnule, dumneata acolo conform procesului verbal, uite, trebuie să plătești taxă. Știți că azi suntem în 2019 și teoretic eu aș putea să contest o decizie din 2014 sau o impunere din 2014, că au trecut 3 ani. Deci nu există în intenția mea nimic ofensator sau împotriva celor de la primărie. Să-și facă treaba și noi ne conformăm, eu și ceilalți 30. Știți cât mai sunt în oraș în felul ăsta? Haideți să vă dau un exemplu. Domnul primar are un spațiu aici, lângă piață, unde vinde produse de la agrocomplex. Foarte bine, este onorabil. Are făcut o scară la intrare. Este în aceeași situație cu mine. Da? Eu sunt curios acum, noastră veți face emisiuni pe subiectul ăsta? Îți veți considera că este ilegal? Domnul Lariu va spune ceva că este ilegal? Nu știu pe Ștefan ce mare, eu știu aici. Da? Pentru că m-am interesat și eu. Și am văzut că are o bucățică de concesiune, dar a făcut lângă o ușă la care a turnat câteva trepte pentru acces, pentru că n-ai cum să ai clienți fără acces, da? Și el funcționează acolo. Punctul meu de vedere, nu este nimic ilegal acolo. Deci dacă are autorizație de construcții, cum am și eu, acele scări care sunt făcute nu sunt ilegale. Pentru că eu am anunțat primăria, am primit o autorizație. Știu că eu acolo fac un spațiu comercial, deci accesul, dreptul de servitute într-un spațiu comercial autorizat, vine natural. Vine natural. Că o fi în cotă indiviză, că nu o fi în cotă indiviză. În momentul în care dai acordul, ești ok. Am înțeles. Domnul Lariu a făcut câteva acuzații la adresa dumneavoastră, dacă vreți să le comentați sau nu. Prima dintre ele, într-o emisiune, a cerut demisia și dumneavoastră și domnului Bodașcă, având în vedere contextul despre care discutăm. Și a doua chestiune, a povestit, dacă este adevărat sau nu, a povestit că i-ați fi cerut, atunci când s-a discutat despre construirea unui supermarket în zona Valei, i-ați cerut expres să nu voteze pentru că v-ar afecta afacerile. Dacă este adevărat sau nu. Stați un pic că... Da, asta m-ați întrebat și eu vă răspund. Deci, despre demisii, dacă eu am vorbit atât de clar acum 10 minute și m-am explicat că nu considerăm că am greșit cu nimic, că primăria trebuie să-și facă treaba, nu este cazul de demisii. Eu consider că noi facem treaba în Consiliul Local, că nu suntem perfecți, așa este. Nu suntem perfecți, dar eu consider că noi facem treaba. Deci nu ne dăm demisiile pentru că nu avem un motiv pentru treaba asta. Referitor la acea speță,
cu marketul din, de lângă scările mici sau mari, de acolo, da? Știți și noastră că noi am avut o poziție opusă acelui proiect, pentru că am considerat că contravine planului urbanistic general al orașului. Domnul Olariu era în alianță cu noi atunci, da? Și așa cum le explic și colegilor mei, când ne întâlnim, pentru că noi în alianță sau în grup aici, le dezbatem înainte. Și atunci și eu, colegul meu, pot să-i spun, înainte de vot, la ședințele noastre interne, uite, eu consider că nu e bun așa, afectează aia, afectează aia la altă, încalcă, nu încalcă. Eu i-am comunicat domnului Olariu și am spus, nu-i bine acolo. Eu spun, una, încalcă planul urbanistic general, a doua, toți comercianții de pe esplanadă, și eu nu sunt pe esplanadă, toți comercianții de pe esplanadă vor avea de suferit. Da? Pentru că dacă noi înțelegem să aducem supermarketurile astea mari în inima orașului, se usucă tot. Pentru că cei de pe esplanadă nu au capacitatea financiară să se lupte cu marile rețele de magazine. Și eu cred că așa trebuie să abordăm noi lucrurile. Și am exprimat domnului Olariu treaba asta și am spus, domnule, eu așa cred că trebuie făcut, pentru că mi-ar fi greu mie după aia să mă duc la, în campanie electorală, la comerciantul de pe esplanadă și să-i spun, domnule, știți, nu vreți să votați cu noi? Că noi suntem mai buni, că noi avem proiecte, că noi facem, că noi gândim, că noi ne luptăm pentru dumneavoastră. Și el să-mi spună mie, da? Acum, când eu n-am încasări, când n-am vânzări, din cauza faptului că tu l-ai adus și l-ai pus acolo în capul esplanadei, de aia? Și atunci eu i-am spus domnului Olariu, din punctul meu de vedere, asta este politica, dar nu la Pașcani. Peste tot. La Sibiu este un model foarte bun. Vreți zonă comercială? În afara orașului, vă faceți marketuri, vă faceți mall-uri, vă faceți ce vreți voi. Sibiu, în interior, acolo, rămâne cum este Sibiu. Cu străzile care erau, cu comercianții care erau, cu micile afaceri care sunt acolo, pentru care trebuie protejate. Sunt ale sibienilor. Da, deci... Mai am o singură întrebare. Da. Și am încheiat. Și mulțumesc. Ați primit acea invitație să dați o declarație pe proprie răspundere în fața notarului. Când au început lucrările, când au fost finalizate, pentru a fi făcută declarația de impunere. Așa apare în adresele trimise, inclusiv către Lorime. Am publicat adresa. Nu știu subiectul, stați un pic. După procesul verbal de constatare cu acele construcții, da. Primăria a trimis câte o adresă, fiecăruia, în parte, să dea câte o declarație în termen de 10 zile, în fața notarului, cu privire la data începerii ocupării terenului, când s-a început lucrările și când au fost finalizate. Nu știu de această invitație. Nu știu subiectul, n-am ce să vă zic. Deci, nu mi-aduc sau nu știu. Deci nu, acum nu știu subiectul să fi primit vreo invitație. Vă spun, deci... La nivelul anului care? La nivelul anului... 2013, probabil. 2013. 2013. Când se facă declarația de impunere. Deci, asta a fost. Nu știu subiectul, deci credeți-mă, nu știu de această... Nu mai puțin. Am la acest aspect. Dacă ați observat, domnul Apetri a exprimat un punct de vedere asta. Privitor expres la această chestiune. El a spus, s-au făcut cândva măsurători cum s-au făcut, cu ața, cu sfoara, cu metru, cu ruleta. Iar astăzi a revenit asupra acelor chestiuni. Ați observat și noastră, din extrasul de carte funciară, nu reiese în mod expres o încălcare a domeniului public. Dar nici nu clarifică. Eu cred că persoanele care... Deci la baza înscrierii în cartea funciară există o documentație, iar acolo veți afla răspunsul. Să știți. Deci la baza înscrierii în cartea funciară există o documentație de carte funciară, o documentație topocadastrală. Această documentație topocadastrală cuprinde efectiv aceste măsurători în spațiu. În funcție de acele măsurători veți afla și dumneavoastră răspunsul. Este corect, nu este corect, se încalcă, nu se încalcă. Vă atrag atenția că așa cum domnul procuror Olariu se erigează în această poziție de cenzor asupra tuturor problemelor din Consiliul Local, acuză pe toată lumea, ați observat că asta ce limbajul a avut astăzi. Trebuie să aveți în vedere faptul că, în mod expres, Consiliul Local are atribuții, dar competențe nu are în a sancționa, în a distruge, în a dărâma, în a demola. Aceste atribuții executive sunt lăsate în aparatul de specialitate al primarului, pe care primarul îl conduce. Nu putem fi noi acuzați că nu am luat aceste măsuri. Din punctul meu de vedere, acele comisii care s-au făcut,
nu au făcut decât să încurce și mai tare lucrurile, pentru că au fost și s-au făcut măsurători în teren de câte persoane care nu erau avizate în acest sens. Eu așa am înțeles de la domnul Petre. S-au măsurat cu niște mijloace neomologate. Domnule Păsliar, proiectele de la casă, ale dumneavoastră, da, cu ce le-ați măsurat? Proiectul de la casă este măsurat de un expert topograf. Cu ce? Autorizat. Cu ruleta, doamne. Nu s-a măsurat cu ruleta. Am nenumărate probleme. Vă spun că în inspecțiile pe instanță, în problemele pe instanță, eu vă garantez, vă pot și demonstra lucrul acesta, sunt nenumărate probleme judiciare plecând de la această chestiune. În teren s-au măsurat cu ruleta și acum s-a venit. Stați un pic să clarificăm acolo, că am văzut emisiunea și trebuie să am și o replică pe acel teren, cum ziceți, cu marketul, da? Domnul Olariu și-a făcut o mândrie din faptul că a votat pentru, alături de colegii de la PSD, că a fost votat pus, da? Știți că eu m-am opus tot timpul. Nu neapărat, în primă fază a fost pentru că se încălca de oportunitate și se încălca regulamentul local de urbanism și regulile urbanistice. Dar pe parcurs, da? Am primit un plic. Lăsat la sediu, am găsit un plic. În care am văzut că acel teren a fost furat, domnule. A fost furat din proprietatea privată a municipiului Pașcani prin încălcări succesive ale legii de către toate administrațiile, nu neapărat, de către... Deci, acel teren a fost expropriat de către comuniști pentru, de la cineva, pentru utilitate publică, să construiască un bloc, da? Primăria Pașcani, după 90-91, a venit și a zis, îl vindem, dar tot cu condiția, da, cu hotărâre Consiliul Local să se construiască un bloc pentru tine, adică, știți, îi păstrăm utilitatea publică. Și avea o clauză în hotărârea de Consiliul Local să se înceapă construcția într-un an de zile. Da? Nu s-a făcut numai de zile, primăria Pașcani n-a făcut nimica. Pe parcurs s-a lăsat să treacă timpul și prin hotărâre de primar s-au radiat acele sarcini de la cartea funciară. Au mai lăsat să treacă timpul și după aia au venit în Consiliul Local cu un certificat de carte funciară și cu tot alb. Fără să ține cont de nimic din urmă. Am schimbat colegii, da? Dom'le, acum știți că s-a făcut ilegalități succesive ca să se acopere un abuz. Da? Nu ne interesează ce a fost în urmă. Am venit acum cu extrasul de carte muncială, că de-aia am cerut eu atunci toată documentația. Toată documentația de urmă. Nu, punem numai aceea acum, astăzi. Nu ne mai interesează de urmă. Dacă nu-l cheamă pe interviu. Interviu e subiectul. Acolo nimeni nu vorbește. E o identitate clasă. Niște oameni au fost expropriați acolo și cineva acum un afacerist local, nu contează ce, vrea să facă bani. Și un om a fost expropriat. Da, pe timpul comisiilor, pentru ca să facă bloc. În loc să vină primăria să retrocedeze terenul, îl dă la un afacerist să facă bani. Deci o singură mențiune vreau să mai fac cu privire la situația celor menționate în procesul verbal în 2013 sau când s-au făcut el atunci, cu privire la acele suprafețe de teren. Eu cred că cei interesați în a pune în legalitate aceste societăți, aceste persoane fizice autorizate, nu era alții decât funcționarii primăriei și nu Consiliul Local. Mai mult decât atât, cred că în perioada asta, de 7 ani de zile, s-au pierdut foarte mulți bani de la bugetul local care puteau să încaseze. Deci puteau să se facă niște venituri la bugetul local. Oamenii ăia și astăzi, fără să țină cont de situația socioeconomică foarte grea în care se găsește orașul, este foarte greu astăzi, da, să-i spui unui salariat, doamne, de mâine pleci acasă, că nu mai am să te plătesc, măresc salariile, mă obligă legea la atât și așa mai departe. Eu cred că trebuie rezolvate problemele într-un mod favorabil pentru toți cei care sunt în situația asta, pentru că odată, da, s-o mers până într-un punct. Le luăm banii și le lăsăm în aer. S-o abandonat treaba asta de 7 ani de zile, nu s-a făcut absolut nimica. Pe bună dreptate, cu unul sau altul, ridică problema, e foarte bine că o ridicat-o. Pentru că nu privește numai situația lui domnul Pintilie sau lui altul, sunt foarte multe persoane care se află în situația asta și într-o incertitudine, pentru că lucrurile trebuie tranșate și asumate. Și asumate de cei care astăzi conduc primăria Pașcani. Asta și e părerea. Și acum soluția dumneavoastră care are? Soluția noastră... Să fie pus acei oameni ilegalitate, să fie demolați, sau dacă nu, nu știu, să... Da. Deci, să organizeze licitații pentru acele suprafețe. Deci, noi avem o soluție. Trebuie să ia pe toți. Dar noi avem o soluție. Corect. O discutăm. Sunteți de față. Deci, o discutăm. Sunteți victima acestor... Corect. Deci, situațiile astea trebuie reanalizate punctual. Punctual reanalizate. Și prezentate în plenul Consiliului Local. Și noi să luăm o decizie de comun acord cum rezolvăm această problemă.
punctual sunt analizate și se identifică faptul că sunt spații ocupate de către X, Y sau Z. Da, da. Haideți să vorbim la mini. La mini. Păi, stai așa, pe voastră, pentru că sunteți aici. De exemplu, uneam scara la intrare acolo, da? În vale. Da. Uneam scara autorizată, da? Cu autorizația de construcție. Aia e la magazinul mic. Da, la magazinul mare, da? Este scara de acces, da? Eu pot să fac o cerere de concesiune directă, pentru că este în fața magazinului, da? Vine în Consiliul Local să se pune la vot. Dacă ea este aprobată, bine, da? Dacă nu este aprobată, trebuie să o dărâm. Dar nu poate fi spus la licitație dacă nu este. Dar nu licitație, domnule. Este atribuire directă, concesiune directă. Prin negociere directă, așa. Deci, având în vedere că desfășoară activitate comercială acolo, am votat în Consiliul Local, și asta sunteți bine informat. Ai nevoie de carte. Vine evaluatorul și acolo îți dă ție, doar ție în față, pentru că este scara ta de acces. Atât. Se dă în concesiune. Dacă nu, Consiliul Local nu aprobă concesiunea, atunci înseamnă un refuz și tu, dacă ai o construcție acolo, trebuie să o dărâm. Ați da? Făcut cereri? Am făcut cereri de concesiune. Sunt cereri. Deci am cerut să facă cumva ordine în treburile astea, pentru că nici mie nu-mi convine situația. Dar dosarele au fost trimise, spuneați de funcționari. Funcționarii au scăpat. Așa susțin. Da, așa susțin. Dar știți ce spun funcționarii? Că la o situație de apar și victime colaterale. Adică ei să dosarele, după o reanalizare a lor, adică după o actualizare, și aveți situația acolo, au primit toate dosarele, plus cererile care s-au mai adăugat, Consiliul Local. Este o adresă în sensul ăsta. Da, în 2012, la final de mandat. Care Consiliul Local nu se întâlnește pentru că nu vor ei ca să discute. Deci ați văzut, da, cum astăzi am avut o problemă. Dar cum am unde? Păi, după aia a venit celălalt Consiliu. Da. N-a făcut nimic acela. Dar noi vorbim nu de persoane, ci de Consiliul Local. Personal m-am interesat dacă între comisiile anterioare și cele care vin... Insistați pe chestia, ați înțeles greșit. Între cei de la patrimoniu și Comisia de Urbanism. Dar aveți hârtia? Am văzut hârtia. Am fost ieri în birou la doamna Pete și am văzut adresa pe care a adresat-o Consiliul Local în 2012. Așa. Consiliul Local din 2016 nu am primit nimic. De la fosta Comisie de Urbanism sau de chiar și celelalte comisii am dat. Hârtiile sunt tot aici, dosarele sunt tot aici. Nu există o predare primire între comisii. La preluarea mandatului nu s-a făcut așa ceva. Dumneavoastră vreți ca noi, consilierii liberali, din opoziție, fără putere de decizie, vreți să rezolvăm toate problemele astea de sistem ale Consiliului Local la Pașcani. Înțelegeți bine. Și fiindcă noi stăm de vorbă cu dumneavoastră, considerați că tot noi ar trebui să rezolvăm treburile astea. Funcționarii spun că v-au trimis. Deci, dacă noi suntem consilier local, dacă domnul Bordoașcă este consilier local din 2016, ar trebui să ia toată legislația din 2012, toate cererile din 2012. Este absurd. Este absurd să te duci din 90 până încoace, să iei toate cererile. Consilierii locali și funcționarii care sunt în aceeași clădire nu reușesc să caute, să pună întrebări, să caute un dosar sau o adresă și să o găsească. Da, vă dau exemplu de azi o speță, da? Astăzi am avut la punctul 1, da? Un proiect de hotărâre prin care să vrea să vândă o concesiune, da? Ei, am întrebat pe domnul primar, cum a făcut de apărut ăsta? Și nu a apărut alu' Pintilie. Da? A făcut pentru acest om, care de pe înainte ce a făcut o cerere de cumpărare, au venit, au măsurat, i-au găsit o suprafață în plus, așa o măsurat atunci, și acum, cum a întrebat domnul primar, să-mi spună, cum a ales el această cerere? Fiindcă eu am avut curajul să mă opun lui Dumitru Pantazi și am curajul în continuare. Asta este, ca să spun eu, subiectul discuțiilor de acum. Total deci, eroare. Subiectul... Deci, credeți-mă, dacă nu s-a discutat din cei 30, decât de Pintilie? Decât de Pintilie? Subiectul Pintilie, a apărut Pintilie, în discuție Pintilie. Odată cu concesiunile din piață. Deci, când domnul Olariu a făcut cerere de informații subiectele publice, sunt legate de Pintilie. Privitor la chioșcul din gara. De atunci a apărut. Eu mi-asum treaba asta și vă mai spun că mă deranjează pe mine faptul că se discută doar de Pintilie. Sunt atâtea probleme în orașul ăsta de discutat și agenda publică astăzi este încărcată cu Pintilie. O ultimă chestie. Nu știu dacă îmi face bine sau rău. Din ce am văzut eu, s-ar putea să-mi facă bine. Dar nu e corect
Nu-i corect. Deci nu este corect. Sunt atâtea probleme de dezbătut în orașul nostru, probleme de administrație, probleme de funcționare, probleme pe care interesează pe oameni, dacă te oprești pe stradă și întrebi, domnule, ce nu e în regulă la orașul ăsta? Da? Ce te deranjează? Veți vedea că nu spune de pintilie. Și asta este o problemă și trebuie clarificată. Alte subiecte, da? Deci asta mă deranjează pentru că șmecheria asta în care hai să ne luăm de mâini de pintilie ca să punem batista pe țambal, nu este corectă. Și noi nu o să o acceptăm și o să încercăm de fiecare dată să ridicăm și celelalte probleme în discuție. Domnul Olariu are o problemă cu pintilie, cum se vede și în Consiliul Local. Nu are o problemă cu celelalte probleme ale orașului. Este opinia domniei sale, nu poate să-l oprească nimeni, trăim în democrație, avem dreptul la cuvânt și la păreri, asta este. Ne descurcăm, vă rog. Un clip video făcut pe o rețea de socializare, ați spus că anii anteriori, când ați ocupat acele spații, acele terenuri, ați discutat cu cineva din primărie, da. Și v-a prostit sau nu știu, v-a minții, v-a... Exact. Mă rog, cine este acest persoană? Nu pot să vă zic, pentru că ar fi, cum să vă zic eu, neonorant pentru mine. Dar vă spun că așa funcționa treaba la primărie. Este corectă, vă dați seama că este corectă. Dar nu pot să zic treaba asta, că noi... Dar ce an? Deci, aflăm noi. Da. Deci, în anii dinainte de... E cu clanța primarului, cu linsul sau înainte? În ce an? În ce perioadă? Deci, în perioada din 2010, de acolo, da? Din primărie, da? Pentru că, vă spun, până... Cred că și... Nu știu dacă astăzi mai este valabil, dar... Foarte mulți ani, de pe vremea lui Neculai Rățoi. Foarte greu să te autorizezi, foarte greu să iei o concesiune, foarte greu să, dacă nu erai din partidul potrivit, da? Și eu se pare că am fost și dintr-un partid, dar să știți că nu aș lua cu nimic partidul. Pentru că vede de ziua... Haideți să o luăm! Eram, deci, coleg cu Grigore Crăciunescu, da? Coleg cu Grigore Crăciunescu la partid și Grigore Crăciunescu a venit și m-a inventariat. Dacă vrea Grigore Crăciunescu să mă ajute, putea să mă evite. Dar Grigore Crăciunescu a considerat că este corect să trimit în oraș și m-au inventariat pe toți. Cu ce m-a ajutat pe mine PNL-ul? V-a semnat cererile de concesiune. Vi le-a aprobat. Cum să aprobe concesiunile? Pur și simplu, apare într-un proces verbal. Care concesiune, domnul? Cererile de concesiune depuse de dumneavoastră au fost semnate de către primar, 4 la număr. Au trimis-o, probabil, către Consiliul Local. Nu, aprobat. Dom'le, dar n-am contract de concesiune. Am înțeles, da, așa apare. Acum, haideți ca să înțelegem. Deci eu nu am cereri de concesiune. Ce a semnat Grigore Crăciunescu, n-am de unde să știu. Deci n-am primit un contract de concesiune semnat. Că trebuia hotărâri de Consiliul Local. Era și ilegal. Dar, de-aia n-ați primit. Corect, era și ilegal. Dar eu vă întreb, cu ce m-a ajutat pe mine partidul? Pentru că colegul meu de partid, șeful meu de partid, a considerat că e bine să trimită o echipă să mă inventarieze. Au găsit că nu eram în regulă acolo, m-au inventariat și suport consecințele și astăzi. Da? Vedeți dumneavoastră că în loc să discutăm despre treburi, discutăm despre ce s-a întâmplat atunci. Nu m-a ajutat absolut cu nimic, niciodată. Din contra, credeți-mă, față de PNL, consider că eu mi-am făcut treaba, am fost un bun membru de partid, sunt în continuare un bun membru de partid, indiferent dacă în interiorul partidului, să zicem, personal, cu un membru sau un coleg, n-au fost întotdeauna lucrurile foarte clare. Alte întrebări, vă rog. Aș vrea să întreb după 2013. Ce corespondență ați purtat cu primăria, cu Consiliul Local? Pentru că orice document pe care vi l-ar fi trimis primăria, indiferent de forma de științare sau de ce anume vă cerea, avea termeni și măsuri, probabil. Corect. Eu știu că am făcut cereri, nu am evidența lor exactă, o are probabil domnul Cojocaru mai bine ca mine, eu știu că am făcut cereri, n-am primit răspunsuri înapoi, nu mi-aduc aminte să fie ceva. Adică o dorință din partea primăriei să spună, domnule, uite, treaba, veniți, da? Haideți să o facem într-un fel. Ori intri în legalitate, în sensul că îți dau contract, îți dau tot ce este, uite, plătești toate sumele care este, ori dacă nu, pintilie, dărâmă de acolo, tată, că nu meriți, că nu e în regulă. A fost o stare așa lăsată, suspendată, folosită astăzi politic. Repet, folosită astăzi ca să mă atace pe mine. Deci, repet, ce trebuia să fac eu? Să mă duc eu, să mă duc la primar și să-i spun... Eu am așteptat, sincer vă zic, dar sunt conștient, am așteptat din partea primăriei un demers. Să-mi spună ceva. Da? Eu repet, sunt două variante. Nu pentru mine, ci pentru toți din orașul ăsta. Pentru toți din orașul ăsta. Ori cu
barosul, ori cu bunăvoința. Dacă cineva vine cu barosul de mâine ca să dărâme, să facă ceva, n-au decât să o facă, să-și asume treaba asta. Dacă de mâine cineva invită la dialog și spune, haideți, domnule, să găsim o variantă, eu vă spun, sunt prezent cu toată inima. Numai să găsim o soluție, nu pentru mine. Credeți-mă, nu sunt eu cel care suferă cel mai mult. Eu deja m-am tăbăcit. M-am obișnuit cu acuzele nefondate, cu tot felul de acuzații din astea inventate. Eu n-am o problemă. Sunt atâția oameni în orașul ăsta care au problema asta, da? Au o cale de acces într-un spațiu comercial. Întrebarea este pentru toată lumea. Acei oameni sunt în regulă? Nu sunt în regulă? Merită ei să fie ținuți în starea asta de suspans, cum povestea un coleg de aici? Sau merită tratați cu respect din partea administrației locale? Sunt oameni care vor să închidă balconul la parte. Sau l-au închis și au prins amendă. Da? L-au închis și apoi a prins amendă. Și zice, nu, dar eu ce fac? Păi trebuie o soluție, nu pot să o fac. Vă mulțumim foarte mult, vă dorim o zi bună. Mulțumesc.